Am văzut în prima parte a acestei gale faptul că Vlad a vorbit codat, atât în prezența Iulianei, cât și în prezența lui Liviu. El vorbea uh, codat, ceilalți nu înțelegeau și așteptam și noi uh, lămuriri uh, în live. I s-a spus uh, că nu primește nicio sancțiune, că e de o săptămână în casă și probabil nu știa că este interzis să vorbești codat, dar uh, dorește toată lumea să afle despre ce vorbea, la cine se referea, ce a auzit, uh, de ce se teme și care sunt gândurile lui. El a tot întors și a tot uh, s-a sucit, iar până la urmă nu am aflat exact la ce se referea. Spunea că nu e neapărat vorba despre Iuliana, dar tot el spunea că este teamă că poate Iuliana nu este sinceră și își dorește să fie reală, să fie sinceritate din partea ei. Apoi zicea că vorbește în general. Și s-a învârtit așa după deget, până la urmă s-a luat pauză de publicitate și am rămas cu toții cu acest mister. Despre cine vorbea Vlad, ce știe, de ce se teme și așa mai departe.